sunt foarte optimist și cred foarte tare în România. Cred că e o țară cu o oportunitate majoră de business în multe direcții, dar cu siguranță în industria noastră de ospitalitate este o oportunitate să investești astăzi. Și cred foarte tare în asta. Cred că există șansa să aducem o parte din acești 4 milioane de români înapoi și noi am adus oameni, am prieteni care aduc oameni înapoi. Mi se rupe sufletul, acum am călătorit în Sicilia și m-am întors cu un avion Blue Air plin cu muncitori români. Și am petrecut la coadă acolo, stând la check-in și la vamă, toată coada am petrecut-o încercând să-i conving, domnule, aici se poate și România. Trebuie să vii cu salarii mai mari, dar mai important decât salariile sunt cum te comporți tu cu el și cum ești alături de el în toate etapele vieții. Când are nevoie de casă, cum îl ajuți să-și cumpere casă, să-și facă credit sau să închiriezi tu o casă sau să-i o dai pur și simplu pentru că ai nevoie de el și că merită să face acest efort pentru el. Realist, vor veni o parte din oameni înapoi.